Salutare iubitori ai rugbyului românesc! Iată-ne la o nouă ediție a podcastului Sport for Life Rugby Mania, o ediție specială, îi spun eu, și vom difuza acest episod în timpul săptămânii pentru că îl avem alături de noi pe Mihai Macovei, capitanul nostru al stejarilor, și pe Cătălin Fercu, bineînțeles, invitatul nostru permanent și co-moderatorul emisiunii. Salutare, Mac, bine ai venit! Bună seara, bună seara. Bine v-am Salutare, găsit. Cătălin! Salutare. Salutare, salutare. Mulțumim, Macro, că ai acceptat încă o dată să vii lângă noi. Cu Mare plăcere. Îți mulțumesc. Știu că s-au iscat foarte multe discuții pe parcursul acestei ediții de campionat mondial și înaintea acestei ediții, în pregătire. Foarte multe povești, foarte multe variante și foarte multă intrigă, îmi cer scuze. Iar toată lumea așteaptă să răspundem la niște întrebări și să facem lumină în anumite cazuri, să spun eu, a ceea ce s-a petrecut în perioada de pregătire a campionatului mondial, dar și în timpul campionatului mondial. Și de aceea te-am rugat și îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi, pentru că suporterii au așteptat această emisiune cu sufletul la gură, pentru că, bineînțeles, am văzut și în media românească anumite interviuri care s-au petrecut cu președintele Federației, dar și cu domnul Apioc, în care dânsii și-au spus punctul de vedere, dar știm cum este, foarte multă diplomație, să vorbim politic corect, dar ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, foarte puțini dintre noi știm. Și de aceea, Mac, dacă dorești, să purtăm o discuție sinceră și să facem puțin lumină în tot ce s-a scris în decursul acestor 2 sau 3 luni. Da, sigur, cu mare plăcere, n-am nimic de ascuns eu, pe partea mea. Mac, o să încep cu postarea pe care am avut-o, dacă nu mă înșel, la începutul lui iunie, când eu am făcut un apel către suporterii români să facem presiune asupra autorităților, pentru că știm că ați avut anumite probleme cu antrenamentele și anumite dificultăți în a vă antrena. Iar cei care ne urmăresc podcastul și grupul de Facebook au reacționat într-un număr foarte mare, zeci și sute de distribuiri, vreo 15.000 de oameni care au avut impact la această postare și toată lumea a venit alături de voi. Desigur, s-a umplut și stadionul Arcul de Triumf și aș vrea să-mi spui care au fost problemele în pregătirea Cupei Mondiale pe care voi le-ați întâmpinat. În primul rând, baza de antrenament. Baza de antrenament, pentru că am avut un teren de antrenament care nu era în limitele unui teren de joc normal. După care, sala de forță, ne deplasam, stăteam o oră jumate pe zi în autocar. Deci, nu, pentru că aveam o sală în stadion, dar era foarte mică. Era doar o sală de fitness pentru mai mult pentru oameni normali, nu era pentru sportivi. Și trebuia să ne plasăm la o sală în Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșel. Era localizată. Și restul, pentru că am stat 3 luni de zile în București. Și nu cred că asta era obiectivul nostru, să avem 3 luni de zile în 3 luni de zile în București, unde să ne pregătim pe condiții, nu pentru Cupa Mondială, părerea mea. Și hotelul, nu zic, hotelul a fost, na, cât acceptabil. Și camera și paturile, masa acceptabilă, și dar restul v-am spus ce era mai important, terenul de antrenament și sala de forță, care nu era lângă stadion, v-am spus. Trebuia o oră jumate pe autocar pe zi. Mac, vă antrenați, din câte știu eu, pe terenul 2, un teren care nu este la dimensiunile normale a unui teren de rugby. Știu, cum ai spus și tu, că făceați naveta pentru sala de forță. Dar cel mai rău era că trebuia să vă antrenați uneori la temperaturi foarte ridicate, pentru că în București, știm bine, când este o zi toridă de vară, temperaturile pot ajunge chiar și la 40-50 de grade la nivelul solului. Da, au fost. Cum voi acele temperaturi și cât de greu a fost să vă pregătiți în condițiile, mai ales când aveați un teren corespunzător și de multe ori aveați interzis pe terenul principal de joc. Rar, nu. Pe terenul de joc am intrat foarte rar. Nu.
Da, am avut primul stagiu și al doilea stagiu, da, am avut cu zile cu călduri destul de ridicate. Și făceam mai mult, încercam să ne antrenăm dimineața cât mai devreme, sau după amiaza, tot așa, la orele 6, după 5, după ora 17, pentru că la ora 2-3 n-aveai cum să intri pe teren. Și făceam așa, ori dimineața tare și dacă nu, după amiaza, pe sfârșitul zilei ne antrenam. Am înțeles. Cătălin, tu ai fost și tu vreme îndelungată component al echipei naționale. Cum vezi tu, prin ochii unui fost sportiv, ceea ce a putut băieții să îndure, mai ales timp de 3 luni de zile, fără un teren adecvat pe care să se antreneze, mai ales partea montană în pregătirea unei cupe mondiale și mai ales lipsa sălii de forță în perimetrul cantonamentului? Cât de greu afectează și cât de mult întărește lucrurile acestea în pregătirile unui sportiv, în pregătirea unui sportiv? Ce au trăit băieții în pregătirea de la Cupa Mondială, o parte, nu neapărat căldurile care au fost în perioada perioada de pregătire dinainte de Cupa Mondială, le-am mai trăit și noi în trecut. La fel, stăteam la nu știu ce hoteluri și trebuia să mergem jumătate de oră, 45 de minute până la sală, jumătate de oră, 45 de minute până la teren și pierzi foarte mult timp. Că aici ai și tu un program fix. Pleci la ora 9 la teren și te întorci undeva la 11 jumate sau 12. Deja timpul de pauză, de recuperare este mult mai scurt. După care ai teren iară după amiaza. Undeva la ora 3-4 gândește că tu mănânci pe la 1, în 2 ore iară trebuie să te organizezi să ieși la antrenament. Contează. O oră jumate, două pe care le pierzi aiurea în tramvai, să spunem așa. Dar consider că se putea face mult mai mult pentru această cupă mondială legat de pregătirea fizică. A trebuit să se muncească mai mult, să caute fonduri, să meargă măcar o săptămână, două într-un cantonament, pentru că nu e vorba doar de infrastructura pe care ți-o oferă în cantonament, ci e vorba de coeziunea grupului, ceea ce s-a și văzut în cadrul echipei naționale. Foarte mulți jucători noi în echipa națională, nu că nu se cunoșteau, se cunoșteau din campionat și nu a existat coeziune. Un cantonament, pe asta se și bazează. Și pe pregătire și pentru coeziunea grupului, relațiile de joc și așa mai departe, că acolo se formează, într-un cantonament. Îți dai seama, să stai 2-3 săptămâni în același loc, devine monotonia aia și mergi ca și robotul ăla la muncă. Dar nu poți să fii 100%. Da. Legat de pregătire, consider că, pe lângă pregătirea slabă, au avut, în schimb, 3 meciuri în care se puteau pregăti fizic. Aici, legat de Păi n-am, pe declarații câte pe care le-au avut și Alin și Apioc, mi se par puerile. Pentru că ai avut 3 meciuri în care fizic, consider, dacă făceai un schelet de echipă, puteai cât de cât să pregătești echipa pentru această cupă mondială. Acum că nu s-au vrut sau nu știu ce au vrut ei, că mai mult a părut a selecție decât a pregătire pentru cupa mondială, eu n-am văzut în câte meciuri. Trei de pregătire și vreo zi, patru de cupă mondială, eu n-am văzut să un schelet, 10 jucători sau 9 să joace toate meciurile alea. Ca să ai, nu? Ajungem și la chestia asta, Cătă, la meciurile de pregătire și la Cupa Mondială, dar ai punctat foarte bine la coeziunea grupului și aș vrea să te întreb, Mac, au fost probleme în lot legat de coeziune? Pentru că am auzit că chiar și cei tineri au avut anumite reproșuri între ei, între voi, între federație. Am înțeles că au fost foarte multe discuții, chiar și cu federația, cei mai experimentați, din ce am înțeles, ar fi cerut demisia staffului tehnic pentru că nu se simțeau cum trebuie pregătiți și nu se simțeau, cum să spun eu, că sunt bine pregătiți. Este adevărat? Aceste cuvinte sunt adevărate? Au fost discuții între noi, federație, între noi și staff, dar nu s-au ajuns niciodată la demisia. Adică nu a pus nimeni această problemă să cerem noi jucătorii demisia staffului. Asta Deci nu doar este vorbe. adevărat.
Nu este Nu, adevărat. nu, asta cu demisia, nu, 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 nu s-a fost. Dar discuții între noi, jucători, între noi și federația au fost și între noi și staff au fost discuții mai aprinse. Dar nu s-a ajuns niciodată la a fi vorba de demisie. Poți să ne explici despre ce a fost vorba în aceste discuții? Ai putea să ne... Mă, nu-mi place să dau așa din casă, na, ce am vorbit noi jucători, adică nu e ok să... Dar între staff și noi a fost că nu se ridica la ceea ce vreau noi staff-ul, la ceea ce ceream noi pentru Cupa Mondială, să fie mai implicat, să fie mai dedicat în ceea ce facem noi pe teren. Iar cu federația a fost vorba de condițiile care le avem, s-a vorbit și de diurnă, de condiții, pentru că de ce nu mergem să ne deplasăm altundeva la munte sau altundeva și ei au zis că preparatorul fizic a decis să ne antrenăm doar în București pentru el căldura și muntele, ci că muntele nu aduce nimic, ci că e mai bine să te antrenezi pe căldură. Și asta nu am înțeles. N-am înțeles nici faptul că am avut un preparator fizic la aproape 50 de jucători. Asta eu n-am trăit-o niciodată, să ai în pregătire 50 de jucători și să ai un preparator fizic. Adică pentru mine e inuman să lucrezi tu un singur om cu 50 de jucători. Nu știu dacă e posibil. Am înțeles. În România e posibil. În România e posibil. Da, uite. Am văzut că a fost și doamna Lipă lângă voi în rândurile voastre și chiar dacă nu s-au dat imagini cu sunet, pentru că s-au cenzurat acele discuții, am văzut că tu erai cel care conducea acele discuții din partea jucătorilor și erai destul de supărat, ca să pot să spun așa, iar doamna Lipă părea că înțelege înjurarea ta. Poți să-mi spui dacă după acea discuție ați simțit anumite presiuni sau poate s-a schimbat ceva în bine sau totul a decurs la O fel să cum era? păi, cred că nu știu, cred că acolo în sus e un joc între ei și nu e un joc între ei prins la mijloc, din păcate, știi? Nu știu ce războaie să dau acolo sus și ce lucruri au de împărțit fiecare, dar nu, din păcate am căzut noi la mijloc. Și din păcate am căzut la mijloc într-o perioadă de Cupa Mondială. Și dacă dau puțin filmul înapoi, păi că mulți ați uitat de treaba asta. Dacă vă gândiți acum 2 ani de zile, pregătirea Cupa Mondială cum a fost? Nu mai știți niciunul cum l-am pregătit la Cupa Mondială. La calificări mă refer. Nu, Mi-am nu pot pregătit stând să. la hotel Stilba, care era departe de Arcul de Triunf. Pe Arcul de Triunf chiar era război între federație și minister. Nu le-au stat să ne antrenăm. Și ne antrenam pe terenul la Dinamo Scuze. Ce scuze pentru... Dar un teren de Liga 8-a. Deci ăla nu e teren de rugby pe care o echipă națională în timp de pregătire pentru calificare. Și pe un teren la Dinamo sintetic, care era ca pe ciment, ca pe asfalt. Și așa ne-am pregătit noi să jucăm în 6 națiuni pentru jocurile de calificare la Cupa Mondială. Iar același război între federație și minister, unde tot noi am căzut la mijloc și unde cu greu ne-am calificat pe locul 3 pentru recalificări și a ajuns la greșeala Spaniei ca să ne calificăm direct. Dar tot așa, aceleași jocuri de culise, unde tot noi jucători ne-am căzut la mijloc, unde aveam putea să ne ducă într-un oraș altundeva să avem liniște, să ne pregătim bine și să ne facem noi calificarea cum trebuie. Dar am stat și am jucat jocurile lor, din păcate. Și acum s-a ajuns la fel. Campionat mondial, știam ce grup avem, cu cele 4 echipe bune, nu? Și eu zic că pregătirea aceasta trebuia să fie una din cele mai bune pregătiri pe care a avut-o România în toate participările la Cupa Mondială dinainte. Dar, din păcate, m-am spus, am stat iară din nou 3 luni de zile în București cu un preparator fizic, unde m-am spus, e imposibil să lucrez cu 50 de inși cu un om. E imposibil, din partea mea. Poate eu greșesc și altul zice că se poate. Mihai, au fost discuții legate de selecția jucătorilor. Noi, de o parte, am susținut că trebuie să fie o schimbare, că trebuie să se schimbe generațiile, dar totuși am punctat că trebuia această schimbare să fie treptată și să fie un mix, chiar dacă jucătorii aceia cu experiență nu vor fi toți pe teren, dar trebuia să avem și experiență în rândul jucătorilor tineri, tocmai pentru a-i pregăti cu competiția, tocmai pentru a-i pregăti pentru meciurile puternice. Aveai nevoie de acei oameni cu experiență, chiar dacă nu mai se află la prima tinerețe. Și s-au adus foarte multe acuze, iarăși, în legătură cu selecția, cum că nu cei care, să spunem așa, erau pe acte ca antrenori, au avut și au avut ultimul cuvânt în ceea ce privește selecția,
Ba din contră, alte persoane au avut ultimul cuvânt în alegerea celor care s-au deplasat în Franța. Spune-mi, te rog, este adevărat lucrul acesta? Da, este adevărat că vă spun și Bărgăunaș cu ăsta, cum îl cheamă. Domnul Munteanu? Da, Dodo Munteanu cu Bărgăunaș, care s-au băgat peste Apioc. Din păcate, Apioc l-a lăsat, cred că, pentru 6 națiuni să-și facă treaba de antrenor, după care a venit și s-au băgat ei peste el. Din păcate, asta s-a ajuns. Și chiar mi-o asum și eu spun că n-am nimic de ascuns și... Dar s-a ajuns la echipa națională să conducă alții. Și mai am o întrebare pertinentă, chiar două întrebări pentru domnul Apioc pertinente. El a zis că a dus o echipă tânără care nu are experiență la Cupa Mondială. Cine l-a pus să facă treaba asta? Putea să facă o echipă echilibrată cu jucători cu experiență și jucători tineri. Deci asta pentru mine nu e o scuză, pentru că aveau jucători cu experiență care putea să-i ducă în partea cealaltă să facă o echipă echilibrată, dacă toți are scuza acum cu scorurile care au fost, pentru că au o echipă tânără și mi-a zis că vreau o echipă tânără care să acumuleze experiență pentru viitor. Dar cine îi garantează lui locul pe Banca Tehnică a României pe viitor? Nu? Eu, ca antrenor care am caracter și demnitate, dacă nu îndeplinesc obiectivul, le strâng mâna și mă duc acasă. Nu are rost să mai continui, nu? Crezi că trebuia să facă lucrul ăsta? Păi, eu dacă zic că sar gardul ăsta și nu am sărit, mă duc acasă, n-am cum să stau aici. Cătălin, tu cum comentezi? Legat de întinerirea lotului național, dacă dăm un pic în urmă cu vreo 4 ani, când a fost Celebremo? 2019. 2019. 2019 a venit și a stat, cred că 3 săptămâni sau maxim o lună. Când el a venit clar și a spus, eu vreau să întineresc treptat echipa. Și așa a început el. Dar cu siguranță cred că nu a fost lăsat. Nu știu care a fost presiune, poate au fost și alte presiuni în alte părți, nu doar a celor din federație, mai ales când ai antrenori cu personalitate, cu caracter, oameni care vor să facă, înțelegi? Da. Și aici revin la ce a spus Macovei. Apioc a venit ca și mielul la tăiere. A avut un cen unde probabil a avut libertate și a făcut ce a Atât, făcut aia ca antrenor s-a și după terminat. aia a văzut că rezultatele, sau cei din federație au văzut că rezultatele nu sunt ceea ce trebuie, au început să se bage, probabil peste ei să facă echipa. De ce nu l-au lăsat pe Andy? Păi, Vă între pune asta a tot plecat. întrebarea. De ce nu l-au lăsat pe Andy? Da, în presă ce se vorbește că Andy și-a dat demisia. Că Andy nu știu ce. Nu, a fost o presiune probabil din partea federației ca să-și dea demisia sau să plece. Pentru că la federație și în general în România ai nevoie de oameni supuși. Nu oameni coloană vertebrală. Ca să poată fi controlați. Și așa s-a întâmplat și cu Eugen. Nu mi se pare normal. Nu mi se pare. Lasă antrenorul, dacă tot l-ai pus, dă-i ce, dar ce nu? 6-7 luni ai libertate să faci ce dorești cu echipa cu susținerea noastră de jucători. Venim noi să-ți propunem. Restul te ocupi de echipa națională. Ce a ieșit până după Cupa Mondială este strict problema antrenorului. După, dacă lucrurile nu au funcționat cum trebuie, să-și asume antrenorul, după care, bineînțeles, federația să ia o decizie împotriva antrenorului. Da, Eu ea. asta n-am înțeles, câte. El, Apiuc, deci de la meciul cu Georgia, după meciul cu Georgia, el n-a mai intrat în echipa națională. Deci n-a mai intrat în sensul că era în tribună ca un spectator. Doar era urca în tribună, se uita la antrenament, Vern cu restul făcea antrenamentul și el n-avea nimic de a face. Nici măcar să-i zică, bă, fă o pasă în stânga sau în dreapta. Și ce a fost după mine, el după fiecare meci venea cu declarații, înainte de meci și după meci. Păi cum poți să asumi tu responsabilitatea asta când tu știi că n-ai făcut nimic cu echipa ta și să vii și să zici că aia e neagră și aia e albă? Mai vezi? Mac, crezi că a fost o regie bine pusă la punct? Da, sigur, da, asta e clar, clar. Băi, n-ai cum, tu ca persoană, tu dacă nu faci nimic și vii să dai declarații înainte de meci și după meci, că e așa, că e așa, pe cum? Cu ce? Cu ce sens vii tu? Dacă tu n-ai intrat echipa națională. Au fost alții care au antrenat-o. Și tu îți asumi pentru ce? Pentru niște 2.000-3.000 de euro că ți-a dat federația? Pentru 3 luni de zile? Adică pui banii înainte la prioritate, mi-a zis că era Cupa Mondială, vorbeam de Cupa Mondială, de rugby. Pui banii înainte a 2.000-3.000 de euro la treaba asta?
Eu asta l-am înțeles din partea lui. Și eu știa, credeam că îl cunosc pe el, că am lucrat cu el 7 ani de zile. Dar nu știam așa. Și el și-a luat o palmă în 2015. Cupa Mondială de 2015, federația a dat așa, hai, out, l-a dat afară. Și de asta zic, mi se pare, nu știu, nu s-o învățat minte din 2015 acum care a făcut federația, a făcut și mai rău, a făcut. Și el, asta e ce mi se pare mie absurd, că și-a luat totul pe el. Nu Înțelegi? înțeleg nici eu de ce ar face cineva așa ceva. De ce ar. Și ar. Imagine. Poftim? Nu pot Sper să mă înșel să nu fie bani la mijloc. Sper să mă înșel să nu fi făcut pentru câteva mii de euro treaba asta. să. Ce ziceai că. Că nu vor să supere, simplu. Se lasă călcați în picioare, poate și pentru niște chișchirei, dar să nu supere. Că poate în viitor o să mai fie nevoie de el, de serviciul lui, nu știi. Ce și cum, că nu o să iasă la pensie cei care conduc probabil federația acum și la asta se gândesc foarte mult. De aia nu vor să supere. Asta e mentalitatea românească. Cum să supere pe cineva? Lasă că stai bine. La Timișoara la fel și peste tot, la toate echipele. Nu supărăm, trebuie să vorbim frumos, să acceptăm ghiocelul. Nu mai merge cu ghiocelul dacă ai personalitate, dacă ai caracter, dacă vrei să ieși în față, nu? Ce credibilitate mai au jucătorii în fața ta? Pentru că poate Eu nu știu asta ce se zic, eu nu știu întâmplă. cum era el să vorbească la jucători în față, pentru că el dacă nu a participat la niciun antrenament, stătea sus. Bă, cum vrei să vorbesc eu cu tine? Că eu știu că n-am făcut nimic cu tine. Nu? Nu e absurd? Corect. Ce, înțelegi ce credibilitate mai au jucătorii? Când știu că tu nu faci lucrurile, atunci nu ai nicio credibilitate și atunci cum să funcționeze lucrurile? De aceea e cel mai bine un antrenor străin. Dar un antrenor ăsta este să fie lăsat. Nu Dar nu-i anul. lăsat, câtă, nu-ți lăsați. Stau câteva luni, îi lasă în pace și după aia intervine peste ei. Da, crezi că ai fost urmărit între ghilimele și mazilit din echipa națională a României tocmai pentru că ai avut personalitate și ai luat atitudine împotriva tuturor acestor, să spun eu, nedreptăți? Asta de cred că Bărgăunaș mă urmărește din 2019, de când ne-am descalificat din cauza lui. Și de atunci cred că mă poartă el pică pe mine, că am făcut atunci iar niște declarații, pentru că nu i-a rămas ceea ce a făcut el și asta. Și cred că de atunci își caută răzbunare. Și uite că și-a găsit-o în momentul oportun acum, în 2023. Păi Din da, pentru păcate. că dacă stăm să comparăm, aceeași accidentare, să zicem între ghilimele, același timp de recuperare ca accidentare a avut-o și Florin Surugiu, Da, prietenul exact. vostru. Și în cazul lui, să spunem așa, s-a înțeles și a fost acceptat în lot, iar în cazul tău, care erai capitan, pur și simplu s-a invocat această accidentare tocmai pentru a scăpa de tine. Ai simțit și din partea colegilor tăi, pentru că aici mi se pare și un mare semn de întrebare, pentru că ai văzut, noi am reacționat mereu și mereu am luat atitudine și mai ales că tu ai fost simbolul echipei României atâția ani de zile și ai tras echipa națională după tine, te-ai sacrificat, chiar și când erai accidentat, ai venit și ai jucat pentru România. Și aș vrea să te întreb, ai simțit o oarecare, între ghilimele spun așa, trădare din partea colegilor, faptul că nu au ieșit, faptul că nu te-au susținut, că n-au fost lângă tine, ai simțit chestia asta? Bă, știi ce am învățat acum? Că vorbeam cu un fost președinte din Uniunea Școlară la San Azir, când am fost în Franța și vorbeam acum cu el de 3 săptămâni și mi-a zis, Mihai, să n-ai așteptări de la nimeni în viață, pentru că cel mai bine să n-ai așteptări. Pentru că dacă ai așteptări de la cineva, o să fii foarte dezamăgit după aia. Și am avut câțiva jucători care am crescut între ghilimele. Am avut grijă de ei și ne-am înțeles bine și asta și, din păcate, s-au vândut pentru niște poze pe Instagram, pentru niște promisiuni de-a lui Dodo Munteanu și de-a lui Bârgăunaș. Pentru că i-au manipulat cum au vrut și, din păcate, cred că în experiența lor au cedat la vorbele lor. Dar asta e în viață. De aici învățăm fiecare. Și nu, eu sunt decât dezamăgit, supărat și asta nu, decât dezamăgit de unii jucători. Restul nu comentez. Am auzit că unii chiar s-ar fi revoltat împotriva ta, ți-ar fi adus niște reproșuri, e adevărat? Da, au fost niște discuții mai aprinse cu toți jucătorii. Am avut niște discuții cu 3 jucători. Dar m-a spus, asta rămâne în... Nu-mi place să dau din casă, Pui ce rămâne între dorești noi. tu. Ce dorești, aia vorbești. Nu, am avut ceva discuții cu, da, cu 2-3 jucători mai aprinse. De față cu federația. Am înțeles. Vrei să detaliem puțin mai ales cazul lui Atila Septar. Multă lume, noi
știm ce s-ar fi întâmplat acolo, dar nu știm absolut tot, pentru că știu cu el trebuia să plece încă doi jucători. Pe primul cunoaștem, știm că era Taylor Gontinea, care a fost întors, și al doilea nu pot să dau nume pentru că nu am accept, dar mai era încă un jucător care vroia să plece, avea bagajele făcute, vorbea cu clubul lui, tocmai ca să-l scoată de acolo, că era căzut psihic. Și am înțeles că foarte mulți jucători s-au plâns că mental nu sunt bine, mulți se considerau nedreptățiți, mulți considerau că nu sunt bine antrenați, chiar au luat atitudine în legătură cu lucrul acesta, iar cei care au avut, să spunem așa, atitudine și care au îndrăznit să vorbească, ușor, ușor au fost îndepărtați. Este adevărat ce s-a spus despre Atila Septar, că el n-a mai vrut să ia parte la acest amatorism din partea staffului și mai ales cum s-a făcut selecția, că el am înțeles că a luat atitudine și a avut o ședință toată ziua cu domnul Alin Petrache, cu Orațiu și cu ceilalți din federație și le-a spus că nu este de acord cum s-a făcut selecția, că nu este ok cum decurge pregătirea pentru Cupa Mondială și mai ales meciurile de pregătire. Este ceva adevărat din lucrul acesta? Da, a fost discuții între el, mai mult cu, cred că cu Eugen a discutat mai mult, după care cu Dodu Munteanu și Bărgăunaș. Și nu, el a fost nemulțumit de pregătire, de sistemul de joc, pentru că în perioada de pregătire am făcut două sisteme până la, și după, la meciul cu George a venit al treilea sistem. Deci am făcut trei sisteme în 3 luni de zile. Deci foarte absurd să faci trei sisteme. Să se stăpânești și ei vreau să meargă la Cupa Mondială cu două sisteme, să jucăm cu un meci, un sistem, al doilea meci, al sistem. Băi, zic că nu e ok. Și asta cred că toți jucătorii mai cu experiență au zis, bă, nu e ok să trebuie să fixăm un sistem, să avem un sistem și cu asta mergem în continuare, că n-ai cum să schimbi la meci, la sistem, pentru că noi deja nu stăpânim bine un sistem, apoi să mai stăpânești două sisteme, mi se părea greu. Și nu, a fost discuție cu Atila. Atila a văzut că nu e Deci, e și crescut, cred că născut și crescut cu altă mentalitate și nu a pus să se bage în treaba asta. Chiar am mâncat înainte seara, am ieșit să mâncăm împreună seara înainte să plece, dimineața înainte să plece seara. Și nu, dimineața și-a luat bagajul și a plecat la Constanța, la familia lui, după care a plecat în Franța. Am înțeles. Cătălin, tu cum vezi ce s-a întâmplat în cazul Septar și mai ales ce spune Mac cu discuțiile dintre jucători și faptul că, hai să spunem pe românește, că a fost trădat de către unii colegi ai săi care atunci când trebuiau să ia atitudine și să vorbească, nu doar pentru Mac, dar și pentru ceea ce s-a întâmplat. Asta nu înțeleg mulți. Nu e că ei apărarea lui Mac, că hai să trecem mai departe de persoana lui. E atitudine împotriva unor nedreptăți, împotriva unor lucruri care nu merg cum trebuie, natural. Despre asta este vorba, nu este neapărat despre MAC discuția asta. Este vorba că atunci când ai ocazia să iei atitudine, nu o iei, iar mai târziu stai și te gândești, bă, ce prost am fost. Vrei să spui ce mi-a spus un jucător care am vorbit cu el? Face Bogdan, ascultam emisiunea cu Sorin Socol și cum povestea el din 2011 ce s-a întâmplat, parcă trăiam vorbele lui, le trăiam acolo în lot. Practic, jucătorii nu învață din experiențele astea, să le spunem neplăcute și mai ales din discuțiile și din poveștile care vin și mai ales foști mari sportivi vin și le spun, băi, nu repetați greșelile noastre. Fiți bărbați, aveți caracter, luați atitudine când trebuie, pentru că după aia, mai târziu, când va trebui și veți vrea să luați atitudine, veți fi în cazul lui Mac. Veți rămâne singuri, pentru că alții nu vor avea curajul să vă susțină. Cătă, ai cuvântul. Eu știu foarte multe lucruri din interior, pentru că am stat de vorbă și cu Septar, am stat de vorbă și cu Gontineac. Da, Gontineac era foarte dezamăgit, pe lângă faptul că se întâmplau foarte multe lucruri în interiorul echipei, era deranjat de faptul că Macovei era vorbit peste tot de colegi, peste tot. La modul negativ, nu pozitiv. Și el zicea, bă, cum Macovei, capitanul echipei, atâția ani, o legendă a rugbyului românesc, nu e susținut. Și spune de ce nu e susținut. Tranziția care s-a făcut pe repede înainte. Câte naturalizări și câți jucători
Noi au fost la echipa națională pentru Cupa Mondială. Câți? Mulți. Da. Cine să-l susțină pe Mac? Toată lumea a tras, nu știu, a lovit stânga dreapta ca să ajungă la Cupa Mondială. Se tace ce a făcut. S-a dat la o parte. Că el și-a dat seama, exact ce spunea și Mac, de anumite lucruri care nu funcționează normal și cum ar trebui să funcționeze, mai ales pentru Cupa Mondială. Și legat de naturalizări pe repede înainte, el a fost foarte deranjat, Attila Szetár, pentru că ei au fost de la începutul campaniei, să zic așa, de vreo 2 ani, de când e Szetár. Și după care naturalizezi și pentru Cupa Mondială pe ei nu prea îi mai în calcul. Și atunci te deranjează, că noi am jucat. Da? Da. Și vin alții naturalizați și îți iau locul. Se pare normal? Zic eu că nu se pare normal și atunci devin frustrările astea. Și lucrurile astea l-a deranjat și a luat băgăjelul cu un om cu personal cu caracter, nu stă să accepte toate prostirile astea. Și atunci a luat bagajul și a plecat. Nu e normal, dar nu e normal. Bine, într-un fel la noi în România lucrurile astea se întâmplă, adică e o normalitate. Să-l fă pe ăla de lângă mine. Adică e un sport național. Nu știu, poate peste ani se schimbă un pic mentalitatea asta și vom gândi altfel. Dar legat de Macovei, da, nu mai avea cine să-l susțină. Singurul care putea să-l mai susțină poate era Surciu din generația noastră. Și în rest, da, pe Căpățână nu l-a mai chemat, cine să-l mai susțină? Poate dacă eram noi, eram o voce. Era mai mult, eram o voce. Nu era vorba de susținere, Cătălin, nu era păi vorba eram de susținere. Eram o voce pentru că dacă aveai nevoie de mai mult, cu siguranță ar fi făcut. Ar fi, nu știu, ar băga mâinile în buzunar să facă, în canton să facă ceva. Macule, e o vorbă. Antrenor sau staff fără echipă, se poate, da? Sau nu? Staff, cum ai zis? Antrenor sau staff pe echipă? Nu se poate, că n-ai cum să antrenezi. Dar echipă fără antrenor, fără staff, se poate, îți spun eu. Deci, până la urmă, tot revii către jucători. Că jucătorii te fac pe tine antrenor. Jucătorii te fac pe tine manager, nu? Nu te fac. E păcat de perioada care am petrecut de 3 luni de zile, pentru că coeziunea a fost zero. Deci zero coeziune. Și n-avea cum să meargă. Știu că am avut discuții foarte mulți, toți s-au plâns de lucrul ăsta. Pentru că nu a existat un cantonament. N-au căutat, nu știu, să vă ducă în toate direcții, să vă scoată, nu știu, să există ceva. Și te-am zis de ce. Pentru că au fost foarte mulți jucători naturalizați, noi, și de aceea s-au simțit așa, ca la, nu știu, nu știu cum să mă exprim, să nu deranjez pe cineva, știi? Da. Mac? A avut o pregătire în... pentru Cupa Mondială. Mac, spune-mi, Cătălin spunea de naturalizări. Au fost probleme cu jucătorii care au fost naturalizați sau tu simți că acești jucători n-au adus poate plusul pe care mulți îl așteptam de la ei? Că... probleme n-au fost între noi, dar niciodată, nu știu, n-a fost discuții să, nu știu, să acuzăm pe X sau pe Y, nu. Totdeauna a fost văzut ca și celălalt jucător român, deci nu s-a fost... N-a fost niciodată problemă de asta, de când ești eu la Național, n-a fost niciodată treabă cu... Problema a fost și cea mai... înaintea meciului cu America. Pentru că era singurul meci acasă, înainte de Cupa Mondială, și el a ales să facă o echipă care, uite, l-a băgat pe Tepita și pe Uli de la, Tepita la Timișoara și pe Uli la Baia, de la Baia Mare, i-a băgat în prima echipă și am vorbit, băi, zic, părerea noastră, zic, băi, faceți o echipă, mai ales cu, era și Gorin, care știa că era ultimul meci care îl juca acasă, Surugiu la fel. E o echipă echilibrată cât de cât și jucători care au făcut calificările, pentru că e singurul meci acasă și doresc să joace singurul meci acasă, amical, pe care îl facem, îl jucăm acasă cu America. Restul mergem în Italia și mergem în Georgia. Adică să faci o echipă care, cu băieții care au tras pentru calificarea asta. Înțelegi? Și nu, și-au băgat la jucători și de acolo s-a supărat Attila și Tyler s-a supărat, bă, noi am muncit până acum și uite, singurul meci acasă și vin alții care nu au două luni de cantonament și joacă, știi? Și aici a fost puțină discuția. În rest, nu. Între noi și jucătorii de ghilimele. Da. E adevărat că toată săptămâna a fost antrenată în prima
echipă Atila cu Florin Surugiu și cu a mai fost un jucător pe Și 30 Tyler a fost cu titular și după ce l-a Taylor. schimbat. Cu Taylor și atunci a Da, fost da. schimbat și Atila și Taylor și Florin în Da, ultima da. zi parcă, nu? Sau cum? Aici cred că a avut Sosene la Dinamo, a avut o intervenție mai neplăcută din partea lor. Și eu cred că și asta cred că a fost și niște discuții între Sosene și Tyler și Atila. Este adevărat că de multe ori la antrenament domnul Piop venea când conducea el, în perioada în care el conducea antrenamentele, venea cu căștile pe urechi și nu prea era implicat, adică mai deloc. Mulți jucători glumeau că îi mai trebuie o baterie la telefon, că vorbea tot antrenamentul, vorbea la telefon, iar cei din care, să spunem așa, secunzi, de multe ori se contraziceau, unul venea, spunea într-un fel, după jumătate de oră venea altul și spunea total invers. Și de multe ori jucătorii erau bulversați pentru că nu știau pe cine să asculte și veneau foarte multe informații în contradictoriu. Sunt adevărate aceste informații? Mai multe informații au ajuns la voi. Mai rămân în casă câteva, dar văd că au ieșit toate, au ieșit. Nu, e adevărat, adevărat, nu știu ce, cu cine vorbea la telefon sau ce făcea la telefon, dar petrecea mai mult timp pe telefon. Primea indicații Normal de la la... becali, nu? Era un becali în spate care transmitea ce să facă Probabil vorbea cu... Nu știu. Nu, și restul cu, na, era cu Veo, cu Vio, cu Vali, cu și cu Lazar, na, un staff tânăr care na, încă erau să își acuz puneau pe ei, să ne înțelegem. Eu nu îi acuz de rea voință. Niciodată n-am acuzat pe cineva de rea voință. Dar tocmai asta, lipsa asta a experienței, trebuia de la început cineva, cum a spus și voi, un antrenor străin, un staff și pe lângă acel staff, să aducem și acești antrenori, că e bine să pregătim și oamenii noștri să fie bine, să învețe de la cei cu experiență, să învețe ce înseamnă competiția înaltă, dar nu poți să pui pe umerii lor, pe acești Asta a fost ideea. Asta a fost ideea la început, să aducă pe cineva cu experiență, un manager de afară și să aducă pe Vali, pe Mișu și pe sau alții din țară să învețe să aibă experiența asta corect. dar era vorba să ai unul, doi asta, manager și un al doilea antrenor bun, adică de nivel înalt. Tactician, da. Exact, și doi, trei care să iei ca să-i crești pe lângă ei. Dar, bă, că s-a schimbat planul, l-a băgat pe Eugen, Eugen și-a făcut, i-a dus pe ei și Eugen avea alte treburi și, din păcate, au rămas decât ei să lucreze. Da, e trist când auzim toate lucrurile astea și ați văzut și dumneavoastră că am încercat să ținem, multe le-am ținut pentru noi, am dat doar ce credeam noi că putem să dăm și să nu afecteze mai ales atmosfera din sânul echipei naționale. Mai ales știi, ma, că câteodată te mai deranjam și mai ales tu m-ai rugat, Bogdan, n-avem, ajută-ne puțin la imagine că simțim că nu suntem ajutați, că nu avem condiții. Și atunci ai văzut, eu am luat umerii, am luat presiunea de pe umerii voștri, am pus-o pe cea a federației, tocmai pentru a detensiona acea tensiune pe care voi o simțeați în rândul vostru. Ai văzut, am avut foarte multe acțiuni care s-au concretizat în cea mai mare asistență de până acum pe Arcul de Triunf pentru echipa națională a României, aproape 8.000 de suporteri. Bine, nu este doar meritul nostru, este meritul vostru în primul rând că voi vă duceați la națională, jucați cu o echipă bună, mai ales că și în federația putem să spunem, uite, că nu vreau să dau doar cu pietre în ei, să nu se înțeleagă că nu spun și lucrurile bune. Atunci a fost și un turneu de rugby 7 în București, unde au fost vreo Și de copii. și de 70 de copii. copii. Și de Da, copii și au fost. pentru copii. Și atunci s-a creat așa o emulație foarte puternică și chiar aveam așteptări foarte mari. N-am reușit să văd meciul, am avut un eveniment fericit în familie și foarte multă lume mi-a transmis atunci nemulțumirea pentru că eu am creat așteptările atât de mari, iar deziluzia a fost la fel de mare și nu știam cum să fac, pentru că eu am cerut, cum să spun, liniște. După care am văzut că nu am cum să fac acea liniște pentru că nu există acea liniște. Dacă simțeam că este un echilibru, dacă simțeam că lucrurile merg bine acolo unde sunteți voi, atunci poate că mă băteam cu, să spun eu, cu mulțimea.
Dar era foarte greu pentru că lumea și-a dat seama, știi cum e, lumea nu e proastă. Lumea vede sau aude, mulți au prieteni, prietenii lor vorbesc cu prietenii prietenilor. Și de multe ori vorba circulă mai repede decât, nu știu, orice altceva. Și a fost greu să, nu știu, să ții piept atâtor oameni care spunea, bă, nu este ok, echipa n-a jucat nimic, echipa nu joacă nimic. Am încercat să țin puțin chestia asta, n-am reușit. N-am reușit pentru că este foarte greu să, nu știu, să ții piept atâtor oameni care spun ceva ce era evident. Echipa n-a jucat nimic și de asta acum vreau să ajungem la meciurile de pregătire. Am spus că nu stăm foarte mult în emisie. Spune-mi cum ai simțit tu meciurile de pregătire, cele cu Statele Unite, cu Georgia și cu Italia. Au fost foarte multe schimbări, foarte multe greșeli ca echipă. N-am văzut o identitate, am văzut meciul cu Georgia și cu Italia. Florin Popa a jucat bine în prima parte cu Georgia, a șutat foarte bine. Primele 30 de minute chiar am șutat foarte bine pe georgian, am ținut presiunea afară din buturile noastre. După ce a ieșit el sau nu știu, s-a schimbat ceva, au început și după aia georgienii să intre în jocul lor și am spus, și într-un final și Popa a fost mazilit și aș vrea să te întreb dacă este adevărat pentru că a avut și el o reacție împotriva staffului și le-a spus că nu este ok ceea ce se întâmplă și că nu sunt profesioniști și drept urmare i s-a tras mazilirea. E adevărat? Nu, de față cu noi nu, n-a avut nicio reacție față de staff, decât Melinte a avut o reacție față de staff și a zis că nu e ok, dar Popa de față cu noi, cu jucători, adică eu n-am auzit nimic ca să zică de staff. Am înțeles. Cum ai trăit tu meciurile de pregătire din vară? S-a stabilit dinainte să începem meciurile că o să fie două echipe diferite, meciul cu America o să fie o echipă, meciul cu Georgia altă echipă și o să fac un mix meciul cu Italia. Așa s-a decis. Nu s-a pus niciodată să mergem pe un schelet. Bă, face, nu știu, sunt 10 care sunt acolo și mai competăm după aia dacă se accentuează sau ceva, nu. S-au stabilit o echipă și după aia cu Italia să vadă aici ce echipă să facă. A făcut echipă cu America, am jucat, după care nu a rămas cine a jucat cu America, am rămas acasă. Băieții au plecat joi, dacă nu mă înșel, în Georgia, altă echipă. Total, mi se pare că doar un jucător a mai rămas. Altă echipă. Întoarcem din Georgia și s-au întors băieții duminică după amiaza și duminică seara a făcut lotul de 33 care merge la mondiale. Deci chiar duminică seara câțiva jucători au plecat acasă și restul au plecat luni dimineața, au plecat acasă. Și a rămas echipa cu Italia, a făcut echipa cu Italia. Nu era mai bine să aștepți meciul cu Italia, să vezi și meciul de Italia cum decurge, că poate vin accidentări, ceea ce s-a și întâmplat. Vreo trei jucători au ieșit accidentați și atunci ești nevoit, după ce anunți lotul de 33, să faci iarăși modificări. E puțin și mai ales simți că s-a greșit, că s-a mers pe o variantă experimentală cu două echipe, după aia să anunți lotul înaintea meciului cu Italia pentru Cupa Mondială. Crezi că trebuia procedat altfel? Asta cu echipele mi s-a părut, adică n-am văzut toate echipele ce am văzut, ce au jucat la Cupa Mondială, ce s-au pregătit și au avut scheletul lor și cred că au avut patru meciuri de pregătire majoritatea echipelor mari și cred că din trei meciuri majoritatea a fost pe echipa standard. Și mai fost schimbări între care le-am dat câte jumătate de oră la alți jucători, dar restul au mers pe echipa standard. Nu... Franța mai trebuie, mi se pare că a doilea meci a făcut o altă echipă, dar restul nu. Restul a mers cu echipa standard. Nu, eu nu știu de ce. Le-a fost frică să nu le accidente mulți, că nu o să rezistăm să ducem câteva meciuri împreună, aceeași echipă, și cred că asta a fost ideea lor. Și următoarea asta, ce mai era? De pregătire, de lotul, că s-a anunțat, La rutul final. da. S-a anunțat, eu asta zic, nu trebuia să-l anunțe fix după Georgia. Noi au ajuns băieții, cred că asta a fost și supărarea mare a jucătorilor care n-au prins. Au ajuns duminică după amiază în București la hotel și seara le-a zis, bă, plecați acasă. Asta mi s-a părut, chiar au avut ședință cu un jucător la 10 noaptea și le-a spus, bă, trebuie să pleci acasă la 10 noaptea. Și, bă, zic. Dar nu au fost presați de un rugby să dea echipa A, nu, nu, înainte de nu, meci? nu, 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 nu. Păi majoritatea au dat-o după meciurile de pregătire, cătă. Am întrebat, poate n-a. Da. A fost o presiune din partea un rugby să dea echipa înainte de meciul cu Italia. Poate avea o aia nevoie și atunci n-a.
Că tot se anunțau echipe, știi? Și anunțau lotul Nu, 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 nu. Care participă la Cupa Mondială. Nu, 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 nu. Nu, nu, da. Nu. E... Așa, noi am avut seara înainte, am avut sâmbătă seara, am avut o discuție cu, era cu Surugiu, cu cine mai fost, cu Chirică, cu Coșocaru. Și am vorbit cu, eram cu Alin. Și am, dacă poate să facă, se facă staful ăsta, să facă un grup mai restrâns de 3-6-3-7 jucători, să fim mai liniștiți, pentru că înainte de tot, la antrenament, mai ieșeam, mai, se mai încălzau motoarele și asta. Și era, că eram mulți, eram 40 și zic, bă, înainte mai, să mai rămână 3-6-3-7 jucători, ca să mergem săptămâna cu Italia, să mergem mai relaxat, știi? Și au decis să ducă, să zică lista finală, să pună lista finală, 33. E adevărat că au fost anumite sau că a fost o bătaie între jucători? Nu, 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 nu. Exclus. Nu, nu s-a bătut nimeni. Deci nu este adevărat. Nu. De ce ai auzit? Ai auzit tu ceva? Da, am auzit. Am citit, n-am auzit. Am citit. Deci chestia asta n-am auzit de la nimeni. Nu. Asta am e citit, nu. Eu... Am citit foarte multe comentarii că ar fi fost o bătaie între jucători. Și vreau să te întreb dacă e adevărat. Deci nu, nu, n-am nu. Auzit. De asta n-am auzit. Niciodată, nu. Nu, 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 nu. Poate nu verbală. Cum? Dar altceva. Poate este, altceva vreau să te întreb. Este adevărat că liderii echipei, cei patru lideri, cum de obicei erau aleși de către jucători, au fost impuși de către staff? Și a nu, fost... lider... Nu, nu, asta e altă minciună. Lideri totdeauna au fost aleși de staff. Niciodată nu s-au ales de jucători lideri. Deci staff-ul alege liderii. De fiecare dată. De când este o echipă națională, staff-ul ales liderii. Și este adevărat că alegerea liderilor a stârnit anumite discuții în contradictoriu? Băi, nu am auzit nimic, ca să aud pe lângă, nu. Pentru că la... A fost treaba cu Melinte, că nu am mai rugat pe Melinte la lideri. Poate la asta te refer, nu știu. Și acolo Melinte a început să zică în stânga-dreapta, dar restul nu. N-am, alte discuții n-am auzit. Nu, dar mi se pare... E treaba cu Surugiu. Cu Surugiu, că prima dată Surugiu nu l-a băgat. Și l-am băgat, eu zic, bă, piticule, hai vină un coace, că ești cel mai bătrân, zic, tot cel mai bătrân chiar nu ești aici în grupul cu lideri. Și la două săptămâni a plecat la scos, bă, nu mai chema pe Surugiu. Bă, cum să nu chem, zic, cel mai bătrân de aici și tu, ce înseamnă lider? Bă, nu pe unul de 20 de ani, el are 38 de ani, pe ăsta nu-l pui? Și l-a scos și nu l-a mai băgat, l-a băgat după ce a dat lista, de la, lista pentru mondiale. Bun, după aia hai să ajungem într-un final la anunțarea lotului. Și dintr-o dată s-a anunțat că tu nu faci parte, pentru mine a fost cam un șoc. Iarăși am făcut o acțiune, putem să spunem brigada de acțiune, Sport for Life Mania, și am rămas pur și simplu siderat. Băi, cum se poate să nu ții tu simbolul tău, să-l ții lângă tine, mai ales că știam că tu vei fi apt pentru al doilea meci. La fel cum și Surugiu era la fel pentru al doilea meci. Iar toate informațiile, mai ales când am dat informația asta pe post, am primit foarte multe telefoane în care să mi se spună că nu este adevărat, că Mac are ruptură, că e out 2-3 luni, și eu le spuneam, bă, nu este adevărat, nu este adevărat. Ba nu că e adevărat. Și drept urmare, tu, în al doilea meci, atunci când s-a jucat meciul cu Africa cu de Afri... Sud, tu erai, ai fost pe teren pentru echipa ta de club. Da. Nu, să vă spun povestea ca să nu... Săptămâna cu Italia, miercuri, joi plecam în Italia, miercuri făceam ultimul antrenament pe Arcul de Triumf. Mă antrenez, am simțit o contractură la gambă, m-am oprit. Imediat după antrenament ne-am dus că dacă joi plecam în Italia, trebuia să fac o ecografie să vedem dacă e ceva. Mă duc, fac ecografia la spital, la o ceva clinică, mi-a spus că n-a văzut nimic. Domnule, n-ai nimica. Ei mă întreabă, bă, poți să joci? Bă, zic, eu vin ca să nu mi-au după aia vorbe că vreau să plec acasă, că... să caut motive. Bănesc că mi-a zis că n-am nimic la gambă de ecografie, ce o să zic ăștia? Bă, ăsta... nu vine că nu vrea să joace, știi? Da. Băi, zic că vine în Italia, nu-i problemă. Fac vinerea antrenamentul capitanului. Dacă e ok, cum să nu joc? Facem vineri, ajungem joi, facem vineri antrenamentul capitanului. La încălzire simt, băi, chiar mă s-a contractat, chiar, băi, zic, chiar nu pot. Vorbește doctorul cu doctorul de la echipa Italiei, găsește sâmbătă să-mi fac un remene. Mă duc, fac un remene și îmi dă 2 cm jumate întindere pe sub gambă, știi? Ah, ok. Jucăm meciul cu asta, nu vorbește nimeni după aia cu mine, staful, bă, nu știu, faci recuperare, nu știu, mergi acasă, ce faci? Nimeni n-a vorbit nimic cu mine. Mă strâmțit, am zis, că chiar am un copil de 18 ani. Termină meci, termină seara, mergem a doua zi la, plecăm toți la aeroport. Era două aeroporturi,
parte, România pleca pe un aeroport și noi străinii care erau jucau în Franța sau în alte țări, eram pe alt aeroport. Și n-a vorbit nimeni cu mine. În autocar vine Justin și la jucătorii care joacă afară se le iei datele pentru zborul care o să vină ultimul cantonament la București, înainte să plece la Mondiale, știi? Da. Harțic, care era lângă mine pe scaun, jucam la ce și cuprește cu Harțic, la mine se uită și de din cap. Păi și zic, bă, păi zic, spune-le dacă au ceva să-mi zică, să zică în față. Nu mă, treci pe lângă mine ca un câine, adică, știi? Bă, că nu știu că... Păi și asta ce zic? Ce înseamnă asta? Păi zic, am 20 de ani să vă comportați așa? Deci m-a simțit, am zis, zice, bă, Iulian, când ți-au bilete? Ți-au vineri, luni, era, că sunt ducea luni, apoi ți-au luni. Și am intrat din cap și pleacă, știi? Zic, bă, ajung acasă, merg la Bordeaux, fac, văd un doctor și mi-a zis, am văzut și un chinetă, mi-a făcut ceva teste pe gamă, mi-a zis, e ok, nu e ceva, 2 săptămâni ești ok, la tine, și a 3 săptămâni poți să te antrenezi să joci, știi? Îl sun, nu mai sună nimeni, îl sun Mars pe Apiuc. Bă, zic, Enzi, ce fac? Zic și mie, ca să știu și eu ce fac. Bă, ok, sunt în vacanță, acum o să vorbesc cu antrenorii și te anunț. Joi deja eram la... Da, ca să știi, uite, da, chiar vorbesc cu Vali și uite, acum o să zic că Vali nu trebuia să zic asta, dar ei cu Vali, cu Lazar și cu Viorel nu s-au decis deloc să zică, bă, luăm pe Macovei, nu luăm. El a făcut el cu Orațiu și cu Dodon Munteanu, a făcut treaba asta. Și mă sună joi pe cameră, pe Zoom, îmi spun, Macule, să știi că nu te luăm, că nu luăm riscuri. Bă, ce risc să iei, zic? Ăsta îmi spune că a treia săptămână pot să joc, ce risc să iei? Bă, dacă vin, fac antrenament, că la 3 săptămâni și mă rog cu tot, mă trimis acasă și chem altul. Nicio problemă, nu e supărare. Nu, când nu riscul, rămâi acasă, să te faci bine și asta, bă, na, bine, zic. Rămân acasă, na, eu mă duc. Mă duc la Bordeaux în fiecare zi, fac recuperare, să trag, să mă fac bine, merg la meciul cu Irlanda, să văd meciul cu Irlanda, mă treabă pe cum e, na, zic, bă, bine. Am început alergare, ușor, ușor, bine, știi? Meciul cu Africa, încep cu echipa, mă antrenez, mă bagă duminică în meci, am jucat jumătate, 30 de minute. Zic, după Africa se accentează 3, mi se pare, că de la echipă, la noi, la România. Au chemat 3 după aia. Da, 3. 3, 3. După meciul cu Scoția, parcă. Nu. A, după Irlanda, da. După Irlanda. Da. Bun, eu, 3 s-au accentat, știi? Bă, zic, bă, acum zic, chiar dacă nu mă bag cu Scoția, mă cheamă în pregătire, mă pregătesc și mă lasă pentru Tonga, dacă nu vor să, știi? Da. Și nu mă mai sună nimeni. Deci 10 zile m-a sunat Alin. Cred că la... Nu, înainte de Africa m-a sunat Alin. Înainte de Irlanda m-a sunat Alin și zic, bă, pregătește, fii în formă, revină-ți ca să vii. Bă, zic, ok. După aia nu m-a sunat nimeni. După Africa, îi dau un mesaj la Alin. Bă, Alin, zic, ce înseamnă asta? Zic, bă, nimeni nu mă sună, nu... Măcar să zic, bă, da sau nu, sau, știi? Da. Te sun diseară, nu mai sună nimeni, îi dau mesaj la Piuc. A Piuc la fel, zice, păi te sun ori diseară asta, ori mâine dimineața să vorbim. Nu mai sună nimeni. După o săptămână, văd înainte cu Scoția, au avut o săptămână liberă între Scoția și, da. Și Africa. Da. Și văd cei 3 care vin din țară, știi? Zic, băi, de acum e gata asta. Zic, asta sigur, nu vor să mai vin și nu are rost să mai... Și totuși aștept peciul cu Scoția, iarăși accidentări. Și până luni, după, bă, zic, nici luni, bă, și chiar îmi dă, duminică dimineața, îmi dă doctorul mesaj. Mă, ce faci? Ești pregătit de Cupa Mondială? Zic, bă, ok, să... Pregătit 3 săptămâni. Da, știi? Și, bă, vine luni dimineața, luni după amiază, nu mă sună nimeni, știi? Zic, bă, gata, zic, hai că, gata, că nu mai sunt bătaia lor de joc, zic, mă retrag și la revedere drumul, nu mai vreau să mai aud de nimeni, știi? Pun aia pe asta și mă sună seara Alin. Mă sună seara, bă, că ce faci? Na. Nu, ne-a răspuns, seara nu i-a răspuns. Și l-am sunat eu dimineața, am ars din și am zis, Alin, nu are rost, bătaie din joc și nu are rost să forțăm lucrurile, știi? Apoi eu mă sună și la ars dimineața, nu i-am răspuns și am dat un mesaj pentru mine, echipa națională e gata, s-a terminat, nici nu mai mi-a răspuns la mesaj, nu s-a obosit să mai răspundă. Și asta a fost. Asta a fost tot. După ce Alin m-a mai continuat, marți, miercuri și joi, m-a sunat în continuare Alin să merg și am zis că nu vreau să mai merg. Păi da, și atunci când tu ai anunțat, am postat și eu și a avut timp. Deci au fost, cred că, mai bine 50 de distribuiri și peste 7 sau 8.000 de oameni care au luat contact cu acea postare. Îți dai seama că pentru ei a fost foarte... Și mai ales postarea ta a avut foarte mult impact, tot așa foarte multe distribuiri. Iar ei nu cred că s-au gândit la tine neapărat, s-au gândit la impactul postării tale și a postării mele. Și eu cred că
atunci am încercat să dreagă puțin, să spunem așa, între ghilimele, busuiocul și să facă un gest, să spună, nu stai domne că noi l-am chemat, dar el s-a grăbit, știi? Adică să o arunce tot pe tine, că Păi tot și tu că ești speranță? vorba. Vin joi în cantonament, joc ăsta, duminica cu Tonga. Da. Totuși e cupa mondială, nu-i joc eu aici. Mulți spun că Alin Petrache este un om foarte ok. Nu-l cunosc personal, nu pot să mă Bă, exprim. eu zic că multe el nu știe, sunt foarte... Asta, aici vreau să ajung. Aici vreau Multe să nu ajung. știe, da. Mulți. Asta e, nu e o apărare, dar multe ce se întâmplă la echipa națională, el nu știe. Da, asta vreau să. Aici vreau să ajung. Nu-l cunosc personal, nu mă pronunț asupra lui. Eu vorbesc strict managerul sau președintele Petrache. Și mulți spun, băi, Zamane, tu nu știi câte se întâmplă pe la spatele lui. Că foarte mulți acționează fără ca el să cunoască ceea ce se întâmplă. Nu vreau să-mi răspunzi tu chestia asta. O să răspunzi al doilea după Cătălin, pentru că aș vrea să spună Cătălin. Cătă, tu cum vezi lucrul ăsta? Adică tu ca președinte ești un om super ok, dar nu vrei să superi pe nimeni. Nu vrei să superi nici cluburile, nici jucătorii, nici oamenii tăi care sunt acolo în federație, dar într-un final iese un fiasco. Un președinte ar trebui să fie, chiar dacă el uman, partea lui umană este un om ok, super ok, ar trebui să fie o mână de fier și ar trebui să lumea să știe, domne, omul ăsta are o responsabilitate, responsabilitatea rezultatului. Crezi că aici a greșit Alin Petrache și poate că este punctul sau călcâiul lui, al lui Ahile, care îl face să piardă foarte mult, că nu este mai puternic în relația cu ceilalți? Simplu. Cât de asumat a fost când a dat declarațiile că Magna a fost chemat, că s-a grăbit să spună pe rețele de socializare că se retrage. El a fost doar un motiv, iar revin puieril. Tu ca președinte, Macovei, capitan, 80 de meciuri, da? Câte meciuri a fost Mac, capitan? Aproape 80. 80. Tu să nu știi ce se întâmplă în cadrul echipei naționale? Păi e atitudine, mă, ca președinte. Eu îl vreau pe Marcovei la meciul cu Tonga, duminică în cantonament. Simplu. Dar de ce ești președinte? Aparent, pare că sunt multe lucruri pe care nu le știe. Aparent. Nu e adevărat? Nu știu ce să zic. Aparent. Eu n-am încredere. Eu n-am încredere pentru că sunt oameni politici și mai vorbeam cu cineva la telefon. Și spune-mi tu de Alin plusuri pe care le are el, plusuri și minusuri, da? Pe care le are el în posturile de conducere pe care le-a avut. La COSR, la CSM. Spune-mi plusuri. Da. Nu uitați că în 2011 am fost suspendat. La ce a fost suspendat? Când participa la Cupa Mondială. S-a uitat. Nu știu, Da, pentru și aduce ce? aminte că nu am participat. Eu în 2011, când am participat la Cupa A, ai Mondială, fost tu am fost suspendat. suspendat. Tu ai Da, fost. câte. Cine mi-a zis, Da. Alin, că nu ele de vină, Florin Matei de vină. Nu, Călin Matei. De la Baia Mare. Stai, mă, nu Da. ești președinte? Călin Matei. Călin Matei, normal că avea un interes, că era semifinala, mi se pare, la Baia Mare. După Cupa Mondială. Ori finala campionatului, ori finala cupei, nu mai știu. Și a avut interes să mă suspende. Ceea ce acolo se mulțumească Alin Ludinu. Că eu puteam să deschid proces că mi-a luat dreptul la muncă. La muncă. Federația nu avea niciun drept să mă suspende pentru că eu nu aveam niciun contract și ei nu mă plăteau în primul rând. Mă suspendai de la Național, mă suspendai de unde vrei tu, dar nu de la club. Deci Așa e. astea sunt doar niște aparențe. Și cât de mult lași tu asta să te ducă. Ai înțeles? Și clar, da, cu siguranță sunt oameni care, na, pot așa să zici că poate lucrează și nu știe. Dar nu. Nu trebuie să fim absurzi să zicem că nu știe. Eu zic că sunt multe lucruri de care conștient. Ca președinte trebuie să fii, mă, asumat. Să fii stâncă. Să conduci, dacă vrei cu adevărat ceva. Dacă nu,
Legal, cred că asta, că familia poastă și cred că el lăsat pe ei mai mult să facă de secundă cu pe Bărgăunaș, pe Dodo Munteanu, pe Florin Matei și el cred că este așa din umbră și doar ce aude ce e asta, dar și nu prea asta, zic că nu se implică. Mihai? Păi ce aici, na, că tot vorbim, e ușor să vorbim din exterior. Nu știm cu adevărat ce se întâmplă în interior. Până nu ești acolo și te lovești de lucrurile de care se lovesc toți oamenii care lucrează în federație, rămânem doar la... Și asta este adevărat. De vorbă, știi? Că nu știm, doar ne dăm cu părerea. Părere. Bineînțeles, avem și anumite informații că n-am fost atâția ani de zile pe la lotul național de geaba. Și începem să cunoaștem și noi oamenii care am lucrat. Mac, l-am ascultat pe Cătălin. Tocmai de aceea am dat lui prima oară cuvântul. Vreau să aud și ceea ce gândești tu. Crezi că ar trebui o demisie în bloc a conducerii federației? Nu doar a celor din eșalonul 2, dar de la conducere până la secretar general, la tot ce înseamnă conducerea federației, eșalonul 1, eșalonul 2? Crezi că ar trebui să facă, plus că nu am asistat nici la demisia domnului Apioc? Crezi că toată lumea ar trebui să facă un pas în spate, mai ales că venim și după 2019, în care tot așa au refuzat să facă pasul în spate sau demisia aceea de onoare? Noi tot am vorbit despre onoare, dar din păcate nu vedem acest lucru. Tu cum vezi lucrurile? O demisie, cu siguranță, trebuie să schimbe multe lucruri. O demisie ar trebui să fie dacă se vine cineva cu o altă echipă, cu altceva, cu un proiect. Degeaba își dau demisia și nu mai vine nimeni. Păi aici, stai, te întrerup. Pentru că multă lume mi-a spus același lucru, mulți mi-au spus același lucru și tindeam să dau dreptate, dar dacă ei nu-și dau demisia, nu poate veni nimeni, pentru că nimeni nu e nebun să vină când de ce el nu? Mai are... Păi de ce nu? Mai, stai, el mai are aproape 2 ani de mandat și dacă el nu-și dă demisia... Mi se pare că la anul nu se alege, mi se pare că... La sfârșitul 2024, deci aproape 2 ani, un an jumătate. Deci nimeni nu e nebun să vină să-și asume o candidatură, că mai sunt 2 ani până la alegeri. Dacă el făcea pasul ăsta, atunci vedeam. Bă, nu e nimeni. Hai mă, Aline, te rog frumos, iartă-ne că am fost nebun, te alegem pe tine înapoi. Dar era gestul ăla de bărbăție. Bă, uite care e treaba. Îmi asum, am greșit, sunt bărbat, să vin altul. Dacă nu se găsește nimeni, vine frate, vine înapoi, că nu avem pe nimeni. Te rog, Aline, iartă-ne, suntem proști. Dar dacă tu nu faci pasul ăla de onoare ca să vedem, vine cineva sau nu vine cineva? Te rog, te-am întrerupt. Nu, ți-am zis, o schimbare trebuie făcută, cred că 90% în ceea ce privește structura federației, pentru că nu te dai ultimii 10 ani în spate și spui, bă, ce-au făcut ei până acum ultimii 10 ani? Și asta e întrebarea. Ce-au făcut ei vorbesc pentru sportul juvenil, pentru tineri. Clasic, pe națională și asta o lăsăm pentru că nu. Dar ce a făcut pentru tineri ultimii 10 ani? Și aici răspunsul ți și-l dau singur atunci. Asta e singura întrebare. Bă, ce am făcut în ultimii 10 ani? Cât în ultimii ani, cât a stat noi pe teren? Plecați în țară ca să vedem ce este cu rugby românesc. Zi-mi tu, a fost Bărgăunaș în afară sau Dodo Munteanu să stă, nu știu, câte o lună de zile plecat în țară să vadă, să fie interesat de rugby românesc. Nici o zi n-a fost, te spun eu. Și atunci, sau cum îl mai văd pe Bărgăunaș, cum este angajat la Dinamo, tu ești angajat, ești asta, muncitor la Dinamo și tu vii cu funcție în Federația Română de Rugby. Pe cum e posibil așa ceva? Mie mi se pare conflict de interese, dacă stăm să ne... Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Păi de ce nu le iei pe Fercu? De ce nu le iei pe Vlaicu? De ce nu le iei pe Lazar? De ce nu le iei pe Ursacă? De ce nu le iei pe Lucaci? Sau Lucaci la Steaua, dar altul care nu? Și băgați-le în Federație. Fost internațional. De ce nu-i lați acolo? De ce nu pune altul un fost internațional manager la echipa națională? Și aduc alții care au fost, care nu au nicio treabă cu rugby. Tot din interiorul lor. Păi avem cazurile lui Tincu. Cazul mare și altă poveste. Dar avem cazuri de foști internaționali, au fost aduși și au fost primii sacrificați, oameni care vreau să facă. La asta mă refer. Cred că suntem singura țară care le face rău jucătorilor lor. Eu n-am mai văzut așa ceva. Oriunde, unde, mai cunosc și eu în stânga-n dreapta, n-am văzut așa ceva să nu aibă grijă de foștilor internaționali.
Și nu, eu nu vorbesc de video, acum vorbesc ca un suporter. Bă, cum să n-ai tu grijă de foștii tăi internaționali? Nu că n-ai grijă, le faci și mai rău. Înțelegi? Le faci și mai rău. Nu o să ai grijă de ei, tu le faci și mai rău. Îi dai și cu știu un cur după aia. No. Eu n-am văzut treaba asta și nu știu de ce fac ei treaba asta, că nu... Eu nu găsesc răspuns la întrebarea asta. De ce fac ei treaba asta? Pentru ce? Mihai, ai accepta în condițiile actuale cu oamenii care sunt în federație să vii pe un post de antrenor, de manager în Federația Română de Rugby în Nu, condițiile niciodată. actuale? Nu pot. Eu am niște fixuri în viață și nu-mi place să... Deja am refuzat să închid cariera încă până la mondial, la ultimul meci. Am zis că nu vreau să vin pentru că a fost ce a fost și nu m-au respectat. Și nu are rost să fie ceva cu forța și nu-mi place să muncesc cu oameni care știu că nu mă respectă și mă mint. Asta e pentru mine moarte. Când a apărut minciuna, pentru mine e terminată. Poate să fie oricine. Și nu are rost să... Să știi că te apreciez și Înțelegi? știu cât de mult. Știi că noi am vorbit să vii mai devreme în podcast și am vorbit la telefon și ți-am simțit, vorbeam cu niște prieteni și le spuneam, băi, l-am simțit pe Mihai, nu știu, mai că plângea. Eu așa te-am simțit, că plângeai. Și mi s-a uitat, aveam și pielea și acum am de găină pentru că simțeam durerea aia, pentru că ți-am zis, tu mi-ai zis, Bogdan, nu vreau să vorbesc, sunt supărat și simțeam durerea aia pentru că îți doreai foarte mult să fii pentru echipa națională și mai ales pentru tine ca om și ca sportiv, ceea ce ai reprezentat pentru România, îți doreai să fii acolo, dar, cum ai spus tu, niște principii, niște lucruri pe care, pentru care tu ai luptat de-a lungul carierei și a vieții tale, au fost încălcate și ai spus, băi, chiar dacă mi se rupe inima, n-am cum să mai fiu acolo, n-am cum să mă duc să mă prefac sau să zâmbesc în poză, știi? Când ne întâlnim cu toții, chiar dacă suntem supărați, se spune zâmbește. De ce să ieși bine în poză? Tu ai refuzat să faci lucrul ăsta și pentru chestia asta te accept, te felicit. Apreciez. Te felicit pentru că nu mulți au curajul și au bărbăția pe care tu ai avut-o. Și vreau să încheiem acest podcast pentru că am vorbit că nu stăm foarte mult și îți mulțumesc că ai acceptat. Te rog frumos, spune-mi părerea ta și gândurile tale, cum ai văzut tu tot ce s-a întâmplat, ce planuri ai pentru viitor și ce îți dorești de la cei care sprijină rugby românesc, mă refer la suporte, pentru că ei au fost primii care s-au repliat în spatele tău. Păi mi-am dorit mult. În ultimii 2 ani terminasem contractul cu clubul meu și în 2021 am terminat cu clubul meu. Mi-am dorit să găsesc un contract de 2 ani de zile să fac această cupă mondială. Pentru că îmi doream mult să fac pentru băieții mei și... Au fost zi. Au fost multe să trag în ultimii 2 ani, cu accidentări, cu asta și... Am încercat să ajung aici, dar, din păcate, așa s-a terminat. În rest, pe dorul românesc, am spus, trebuie să fie o schimbare de la zero și cred că a trebuit uitat puțin de performanță la echipa națională, înțelegi? Pentru următoarele 7-8 ani să uităm puțin de echipa mare, adică să fie echipa mare, dar să nu ne gândim la performanță și să investim în copii. Pentru că dacă nu avem copii, m-am zis, următorii ani cred că o să punem lacăt pe rugby românesc. Și cred că de acolo trebuie început totul, să ne focalizăm mai mult pe rugby juvenil, pe creșterea copiilor și pe dezvoltare, nu știu, poate nu toată țara, dar să luăm, nu știu, exemplu Irlandei, exemplu Scoției, țara Gălă, că sunt niște țări mici, aveau bine structurată treaba. Pentru că noi nu putem să ne... Pentru că sportul în România nu are finanțare mare să ne permite să ne extindem rugby în toată țara. Să avem centre în toată țara. Pentru că România e mare și nu, la ora actuală, nu cred că ne permite bugetul. Și asta zic, să ne focalizăm mai puțin, să facem o analiză unde putem să găsim mai mulți copii și pentru rugby și care sunt... Familiile sunt de acord să facă rugby și să ne focalizăm pe treaba asta, pe niște centre mai mici, în anumite zone din țară și să creștem copii. Pentru că altfel, la ce federație acum să caute străbunicul, bunicul în altă țară și să-l aducă la noi în țară, asta nu cred că este o rezolvare a problemei românesc. Și în restul, suporterii să rămână aproape de echipa națională, pentru că sunt copii acolo care chiar vor să facă performanță și să joace pentru țara lor. Și v-am spus, este un privilegiu să joci pentru țară, pentru că o țară ca România cu 20.000 de o populație de 20 de milioane de oameni,
să ai privilegiul să joci într-o echipă de 23 pentru să se prezinte țara ta, asta spune tot și nu cred că sunt alte cuvinte. Și restul v-a spus, Rui, o să meargă în continuare cu Macovei, fără Fercu, fără Vlaicu, fără Socul sau fără altul, Rui o să meargă în continuare. Și important este izvorul să rămână cu apă în spate. Dacă nu, o secată, e gata, nu mai avem de unde să luăm. Și asta pentru mine cred că e singura soluție să creștem copii. Marc, îți mulțumesc. Cătălin, nu am vrut să las pe Marc să aibă ultimul cuvânt pentru că vreau să-mi spui tu ce a însemnat pentru tine Marc ca om, ca jucător, ca prieten și ce a însemnat pentru echipa națională, pentru că așa vreau să încheiem acest podcast, să-mi spui ce a însemnat de la un om care e considerat dintre cei mai buni și reprezentativi jucători din istoria României, ce a însemnat tot așa un jucător, un lider, un capitan, un model pentru toți ceilalți spectatori, ribii, tineri, copii. Ce a însemnat pentru tine Mihai Macovei? Mă Cine a fac fost? să vă emoționez. Bă, în primul rând, cred că ne cunoaștem de foarte, foarte mult timp, de la juniori, cred că de prin 2003, de la Under 19. Și de atunci am tot crescut împreună la toate loturile naționale. Mă, noi am crescut într-o generație foarte, foarte frumoasă și foarte unită. Noi putem să spunem că eram ca o familie. Ca o familie. Nu era vorba de lider, de capitan, că era Fel, că era Macovei, că era Cutăresc. Pentru noi era plăcerea de a face rugby, era un sacrificiu pe care îl făceam ca și o paranteză. I-au dat lacrimile lui Mac când a spus că a încheiat, cum a încheiat cariera. Păi de ce? Pentru că sunt oameni frustrați care ar face orice să nu-ți închei cariera cum ar trebui, într-un mod natural și normal, într-o țară civilizată. Da, nu o să o întind prea mult, o să zic că a fost ca și o familie, am fost ca și niște frați, că au fost ani de zile, puțin știu, în trecut câte luni stăteam noi în cantonament la Under 19, când erau, bineînțeles, fonduri, stăteam, dar cel puțin o săptămână pe lună, 2-3 ani, au fost perioade întregi. Vă dați seama că se leagă niște relații de prietenie destul de strânse. De aceea am avut și performanțe, consider, de-a lungul anilor, împreună cu Mac, cu Lucaci, cu Calafeteanu, cu Vlaicu și așa mai departe. Pentru că am crescut și ne cunoșteam foarte bine și nu ne reproșeam. Ne ajutam tot timpul în cantonament. Pentru că eram, pe scurt, o familie. Și prin încheiere, nu o să mai lungesc prea mult, o să-l felicit pentru Mac, îi mulțumesc pentru toată cariera, îi mulțumesc pentru că ne-a reprezentat cu brio la toate cupele mondiale și nu numai în toate meciurile echipei naționale. Îi mulțumesc că a fost un exemplu de urmat ca și capitan și poate să mulțumească și el mie, că eu nu am vrut să accept să glumim un pic, să fiu capitan, pentru că a fi capitan nu înseamnă doar a conduce o echipă, trebuie să ai și o mentalitate nu numai de învingător, o mentalitate puternică. De aceea eu nu am acceptat lucrul ăsta, pentru că consideram că nu pot să fac două lucruri într-un meci, să fiu și capitan, să și joc, și de aceea n-am făcut niciodată presiuni să iau meritele lui Marc. Foarte frumos. Să știi că am simțit emoția asta pe final. Este o tensiune, așa o simt și am simțit emoția din glasul tău și felul cum ai vorbit și știu că tu nu te emoționezi foarte, foarte des, mai ales în emisiuni. Și Da. De unde? am spus Da, în mă, emisiuni. putem spune, au fost niște momente frumoase de-a lungul anilor. Da. Și e nasol când știi că amândoi am încheiat cum am încheiat. Eu nu la echipa națională, eu nu o să spun că am încheiat din cauza echipei naționale și din cauza clubului. Dar sunt oameni care nu te apreciază și șterg cu toate sentimentele tale, cu toate eforturile, cu toate sacrificiile pe care le-ai făcut de-a lungul anilor, în sport, șterg pe jos și nu interesează. Să-ți închei cariera într-un mod plăcut. Și cum a zis și Marc, gândește că eu făceam pentru copiii mei, pentru aia. Tu crezi că îi pasă cuiva? Nu, rămân în suflet și te consumi.
Te consumi. Cu siguranță, a avut momente când câteva zile a fost dărâmat și poate și plâns. La fel a fost și cu mine, că mi-au reziliat contractul unilateral. Am stat 3 zile în casă, n-am ieșit din casă. Din casă. Și stau la casă, n-am ieșit. Și mă gândeam, bă, de ce se întâmplă lucrurile astea? Da, ce să facem? Suntem oameni, avem și momente mai delicate ca sportivi, dar până la urmă, cred că cel mai important în viață e familia și cu ei o să mergem până la capăt, nu cu sportul pe care l-am făcut. Din păcate. Max, să știi că și eu vreau să-ți mulțumesc și am văzut și văd, chiar dacă suntem la distanță și ne desparte camera de luat vederi, eu văd emoția pe care tu o simți, am simțit-o în glasul tău și văd în ochii tăi că tu trăiești și încă te doare ceea ce s-a întâmplat și să știi că și bărbații plâng câteodată E și eu am corect. făcut-o. Și eu am făcut-o și Cătălina a făcut-o și știu că simt că și tu ai făcut lucrul ăsta pentru că știu și toată lumea știe cât de mult iubești echipa națională și cât de mult a însemnat pentru tine. Îți mulțumesc cu numele tuturor pentru că știu că se vor uita foarte mulți la acest podcast și cu siguranță vei simți acel val de iubire din partea lor după acest podcast și să știi că îți mulțumesc pentru tot, îți mulțumesc pentru sacrificiile tale, pentru loviturile pe care le-ai încasat pentru echipa națională, pentru a ne face mândri că avem o națională puternică, niște stejari și niște bărbați care luptă cu mândrie pentru echipa națională, iar tu ai fost unul dintre ei. Îți mulțumesc, îți mulțumesc pentru toată activitatea ta și pentru ce ai reprezentat pentru noi. Bă, eu vă mulțumesc și sper să ne vedem de acum în tribună la meciuri. Doamne, dragilor, vă mulțumesc. Ne revedem, mă mușc eu mai aproape de tine. O să vorbim și despre chestia asta. Sper să nu se întâmple și sper să rămâi în rugby românesc. Mai e o lună și un pic. Da, pentru cei care nu știu, oameni precum Cătălin Fercu, din păcate sistemul tot așa nu își dorește să aibă oameni cu personalitate și îl ține în afara lui. Iar Cătălin, din păcate, va trebui să facă un pas, din păcate pentru noi ca societate, din fericire pentru el și pentru familia lui, va trebui să facă un pas și să părăsească România. Dar vom discuta în altă emisiune. Vă mulțumesc, îți mulțumesc, Marc, îți mulțumesc, Cătă, și vă mulțumesc și vouă că vă uitați la podcastul nostru, Sport for Life, Rugby Mania. Dacă nu v-ați abonat, vă rog, abonați-vă, un share, un like, nu strică niciodată. Salutare tuturor! Salutare!